Secțiunea de Neața a găsit o subsecțiune pe care doar mămicile inteligente, smart, o găsesc. Secțiunea mămicilor sexy, avem tot felul de fotografii înscrise, avem tot felul de texte faine. Nu te grăbi, uite aici, Mamiciu. Mamiciu, de când sunt mama am acest nickname, Mamiciu. Mamiciu? Michi, să băgăm... Mamiciu... Cum e la primărie? Mutați dosarul! Mutați... O să mute că vrem să... Așa, a surprins-o pe o ploaie infernală. Ia uite-o, Mamiciu, o avea și piscină. E, ne uităm și noi ca toți cetățenii care... Și cum ați vrea să ne purtăm cu mânuși? De ce? Mamiciu. Hai să vedem... Se uită la Emily în Paris, să rezolvă. Ți-am zis? Hai să trecem la Lavinia, mămica de astăzi. Lavinia Mihaela s-a scris cu câteva fotografii. Băi, când poartă femeia o rochiță, trebuie fotografiată să aibă mai multe postări. E rochiță din asta tipă, dea cu vedere la... Două bucăți am înțeles din start, fată și băiat. Hai să intrăm direct în camera copiilor ca să nu o mai lungim, la Lavinia. Bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur să fiu alături de voi. În ce oraș ești? Ilfov, Chiajna, sa Dudu, că de la țară vin și domnii. Ești la Dudu! Păi toți suntem la, de la Ilfov? Da. Bineînțeles. Ce vârste au copiii tăi? 5 anișorele băiatul și 2 ani și 7 luni fetiță. Ne-ai scris în fișă că, având în vedere că ai alăptat 4 ani consecutiv, pentru tine trezitul la orice oră este sport. Așa e. 2 ani se alăptează la un copil, că nu sunt pregătit pentru asta. Să știi că este comandat ca mama să alăpteze cât își dorește. Ideea e că atunci când fiul meu avea un an și jumătate, am rămas însărcinată. Da. Și am zis, fac diferențe între cei doi copii. Eu nu sunt adepta dacă e mai mare, pentru că nu-i vina copilului. Am terminat și psihologia și am zis să nu fac diferențe între ei. Așa că i-am dat băiatul 2 ore și fetiței 2 ani și... Ai văzut cum se dă combustibil la avionul care e în mers? În alergare. Vine, eu... Și vorba, de aia ne-a dat Dumnezeu două ca să... bun. Da. Și practic îi hrăneai consecutiv sau concomitent. Adică eu m-am exprimat corect. Ok. Eu aș fi încercat și simultan să văd dacă pot. Ca Elisabeta Policronia de la șah pe vremă. Juc acum mai mult deodată. Da. Da. E comandat și pentru că previne variante și nu numai la sănătate, gândiți și la lor. Dar implicit și la început că mi-am revenit din punct de vedere fizic foarte bine ulterior. Pentru că au consumat și ei, ai consumat și tu. Ce gen de graviduță ai fost? Slăbănoagă cu burtă? Ai luat multe kilograme? Dodoloți, rotofei? De care ai fost? Deși adolescență, nici adult, devenind ulterior, să fiu grăsuță, slăbuță sau să am probleme cu kilogramele pentru că am făcut sport. Surprinzător, la băiat am 30 de kilograme și la fată 27. Adică am fost bine. Cotofer. Ai fost bine. Diferențe între copii la naștere, în timpul sarcinii, au fost sau erau asemănători? Nu, au fost total diferite. Okay. Băiatul era mult mai puturos, să zic, că n-avea o activitate extraordinară, nici n-a vrut să se întoarcă. Și atunci am fost nevoită să fac operațiile de cezarian. Ok. Și acum, cine e mai timid, vreau să știu? Bănuiesc că... Băiatul. Tot băiatul, da. Păi dacă n-a vrut să se întoarcă... Gata, te-am înțeles. Ce e cel mai fain când ai doi copii de vârste destul de apropiate? Păi, în primul rând vreau să spun că pe mine m-a catalogat termenul de femeie și de când a apărut în viața mea am cunoscut termenul și sentimentul de mamă. Și faptul că sunt apropiați de vârstă au o legătură extraordinar de frumoasă. E drept că la asta contribuie și părinții în mod deosebit. Niciodată eu nu i-am spus să cedeze ceva în favoarea ei că e mai mică, din contră spun să împartă pentru că sunt frați. Că mami are o soră și nu trebuie să facem diferențe pentru că și-am fost educată așa. Și vreau să spun că dacă întâmpină probleme, fie te încălțați, fie că cea mică cere la toaletă, fratele îi spune: stai, mami, liniștită, că mă duc eu și mă ocup de ea. A, lasă-mă, dar cât noroc să ai!
Eram fix așa și eu și fratele meu, plus 5-6 pumni. În rest, tot așa, mă ducea de păr. Dar iată ce frumos m-am dezvoltat. Da, da, și n-ai nici sechele. Și n-am nici complexe, nu. Și nici nu mi-a frică de bătaie, că ce-am mai luat. Eu. Lavinia, avem pentru tine un test. Hai să vedem cât de repede te descurci prin casă și cât de repede găsești niște obiecte greu de găsit când ai mai mare nevoie. Ești pregătită? Sper să da. Măcar tu, că eu nu sunt pregătit niciodată pentru aba asta, trebuie să-mi vine din cap. Hai să vedem cât de repede găsești o umbrelă. Acum. Și eu, nenorocit, n-am știut că stă pe jos și se ridică, îmi cer scuze, nu se mai... Da, e mă mică, doi cu hop! Prea repede, prea repede! Hai, nu deschide în casă, că da, vine... Da, taci, mă, și nu pune poșeta jos. Ia pune tu pe aia de 2600 de euro, să vezi ce de abundență vine. Hai să vedem cât de repede găsești o minge! N-am știut că trece, hop! Prea repede, am să te bag mai tare în ceață. Nu, te rog! O bombă de sân, o bombă de sân. Nu, mie mi-e rușine așa. Întreabă. Hai să vedem cât de repede zice Răzvan, care a fost invitat și... A fost invitat odată și la o fermă să se uite cum se mulg văcuțele, bănuiesc. Cât de repede găsești o pompă de sân? Păi nu am așa ceva în casă. Pentru că s-a lucrat pe natural, ai înțeles? Da, da. Scuze-ne, suntem total, a fost, bă, mamă eroină. Scuze, pentru că le mai de răzvan. Să presupunem că ești invitată la o petrecere de seară și ai și cu cine să-i lași pe cei mici. Hai să vedem cât de repede găsești pantofi cu toc. Pentru mamă. Mă rog, era greu pentru... Mai e pentru vecină. Minunat. Poți să-mi spui cine te-a înscris, te rog? Sigur, eu singură m-am înscris la sugestiile prietenilor și pentru că mi-ai cerut o pereche de pantofi, eu îți voi arăta tot dressing-ul. Mă, mică, 6 daci sunt acolo. Aoleo! Mamă! Ai o cameră de pantofi? Deci pantofii tăi au o cameră. Stai, că la pantofi se asortează geanta. Că da. Nu pot pantofi. Arată-ne și genții acum, dacă tot te-ai apucat. Hai, mă las. Ok, doar că le-am... nu o să le vedeți. Asta, stai că vă arăt o parte din ele. Aici. Adică și mai am după ușă. S-a blocat imediat. Lasă, termină. Sunt prea 20. Gata, Paula, gata, uite, a și căzut chiar. Las că te urăsc. S-a mai înscris o prietenă de-a ta aici la concurs cu cineva? Nu, dar să știi că prin faptul că am mărit întotdeauna și pentru că eu recunosc că nu am fost o fată care să aibă de la părinții așa în exces, mi-am dorit să muncesc și să-mi fac un confort din ăsta din punct de vedere al obiectelor de vestimentație pe care mi le doresc. Asta e un confort. Și atunci, e confort emoțional, da, Lavinia, nu e confortesc, dar nu dorim pe ei. Unul confort și al disconfort. Că n-a avut și vorba aia. Da. Mulțumim, mulțumim, Lavinia, te pupăm, ești foarte faină. Sper Mulțumesc. Că măcar unul din copii să-ți moștenit gropițele. A fost mersi. Vreau să vă mai spun un lucru. Când învățam la liceul pedagogic după amiază, obișnuiam super des să... Ce obișnuiai? Deci tu învățai la liceul pedagogic? Era mică, n-avea nimic. Da, și dimineața, dacă îmi temeam de cu seară temele, stăteam în fața televizorului și vă urmăream pe voi. Puneți asta pe TikTok, vă pupăm, ne-a retras. Mulțumim. La pensie, ajunge. Băi, femeia n-avea nici iubit pe atunci, acum are doi copii și gropițe. Da. Ce naiba. Dacă tot suntem aici să prezentăm și premiul cel mare, poșete am văzut că are. Prezintă-l tu. Lavinia, te pupăm. Are. Scaun de masaj ai? Să știi că am masă de masaj, că mama e masoterapeut. Gata, am dat premiul. Te pupăm!